Tobe! M-am întâlnit cu Dana Buntearo! Ideea este că nu am apucat să-mi pregătesc un discurs pentru acest început de vlog. Vreau să dedic următorul clip tuturor celor care nu au crezut în mine. Tobe! M-am întâlnit cu Dana Buntearo! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, prea drăguț! În secunda asta, niște oameni se uită fix la mine, jur. Cum fac oamenii ăștia care fac vloguri? Sunt niște oameni care se uită fix la mine și eu mă măscăresc în toate felurile cu putință. And this is how the meeting went. Meeting nu era de-a face, mă. They date. So this was a first date. Păi și acum vine la restaurant, să nu sunt închise restaurantele în perioada asta. Sunt închise pentru fraieri, adică, par exemplu, pentru influencerele vieți, alea de promovează Lenore pe Insta. Oricum, vedetă și mănânc detergent la micul dejun și țin în mână muștarul, marș. Pentru mine e deschis oriunde, oricând. Aici mă știu cu 4 ori. De ce crezi că te-am băgat prin spate? Dar și eu, mami, era că nu părinții cu care să mă băge pe spate de la prima întâlnire. Un zero. Tu te bau pe TikTok cu glumele astea. Să spari de cap cu toate amețitele care mă imită pe mine. Pe ele sunt femei, mă? Că toți suntem la capitolul femei, hai să revenim la tine. Vezi că aici e restaurant de lux. Suntem pe noturi. Asta în cazul în care te întreb de ce ai în față farfurie și nu casoletă. Opa, ce-am făcut? 1-1. Și am și o întrebare pentru tine. Bine, încă vreau să dă așa, de ce ți-ai luat tricou pe sub sacou? Și unde vrei să le-o pe deasupra? De ce nu ți-ai pus cămaș? Păi nu e la spate, că nu se mai pomoară așa. Păi, de ce nu te-ai îmbrăcat în halat, mă? De ce nu ți-ai luat halatul? Și tricoul ăla de la-i pe tine, că mor, l-ai luat de la ajutoare? Îl făcusești cârpă de șters praf și te-ai răzgândit? Deci puteți vin la restaurant ca tot. Ce-o la papiul? Ăla-i chelnerul, idiotule! V-ați vorbit? Ați putea, vă rog, să-i puneți doamne o rață pe cap? De ce? Că vreau să pun rață pe varză. Sau eu nu. Idiot. Ieri l-am înfiat. Da, deci eu ar vrea un vin bun. Cred că o să iau un vin din anul nașterii mele. A, păi nu știu dacă era. În ce secol s-a inventat vinul? 3-1? 3-2. Da, deci avem un Chateau Cheval. De ce vorbești cu mine? Vorbește cu bărbatul. Că de-aia bărbatul e bărbat. Mă rog, cum nu avem un bărbat aici, vorbește cu ăsta. Opa! 3-3! Avem un Chateau Cheval de Saint-Emilion Blanc.
un superb bungalow cu tohoti la Moulin și un Chateau Montan Rothschild. Ce să fie? Babarul la pet aveți. Lasă-l că... Deci adu un ghigal și pentru mine ce iau de obicei. Mare hate pe online. 4-3. Pentru dumneavoastră? Da, pentru mine 4-3. Nu, adică pentru dumneavoastră ce să fie? Ce ați dorit să comandați? Am văzut în video că aveți mușculeț de porc. Da. O saramură de gram foc. Bineînțeles. Sper că nu mănânci peștele cu degetele. Nu cu picioarele. Folosește cuțitul de pește. Care cuțit de pește? Ăla din dreapta farfurie, ia la mână. Mai ușor, mai cu grație, că nu dai cu bandă. De ce chem chelmă? Sunt de altul ce vezi că te-ai îmbrit. Uite capul meu. Pai de capul meu, tu unde-ai trăit, mă? Unde-ai trăit, da? Ai mâncat mămălică cu creangă la Mâta Mare? Să fiu al rat, dacă mai mănâncă două ori aici, mă fac bijulier. Ești conștientă că o să dureze între 8 și 10 ore să termin saramura asta. Hai să bune și bune caramama acasă. Aoleu, da mă? Dar de ce nu te duci la mami în Bercen să-ți fac o tocăriță de bău? Că ne-ai închilozat pe toți cu mătaia ta, nu mai pot, fătălăule. 4-4. Mama nu stă în Bercen. Au. Stai pe colț că vorbești cu precipitații. Au. V-am zis, Bercen e așa generic, gen. Rahova, Bercen. București, noi, după unde mai vin parvenții ăștia cu metrou în Dorobanți. Deci, sper că nu mănânci tot din farfurie. Deci să mănânci, dacă îmi place și bun. Pentru că la restaurant nu se mănâncă tot. Bă, mă, lași, de ce? Pentru că nu vii la restaurant să-ți umfli mațul, țăranule. Nu vii de foame. Mai lași tu ceva acolo în farfurie. Dar de ce nu dai și pâinică, mă? Dar cu pâinică, dă-mi tu, plinge totul cu pâinică, o, țăranilor, parveniților. Dar n-am vrut să spun ceva. Să nu crezi pentru o secundă măcar că eu nu văd dincolo de această carapace ta. Să nu crezi măcar pentru o secundă că eu nu văd ce e în sufletul tău, că nu văd câtă sensibilitate acolo, câtă căldură acolo, câtă lumină e acolo. Și crede-mă că orice îi face, orice îi spune, oricum te comporta cu mine, eu nu pot să-mi imaginez acel moment când poate să stăm întinși pe iarbă. Și o să te sărut. Pe frunte. Pe plap. Pe buze. Pe suflet. Este că m-ai crezut?
5-4. Hai gata că m-am plictisit. La mine sau la tine? Nota de plată? Nu, că ești imbecil notoriu. Unde mergem? Hai să mergem la tine. De ce? A, pe la tine am fost deja. Nu, taia. Vreau să mergem la tine să văd și eu cum arată un apartament de bloc. Sunt foarte curioasă să văd cum trăiesc săracii. 5-5! Hai că așa intrăm în prelungiri. Dacă nu ești cu minte, să trag și niște orbitură pe ea. Miau. Te vreau aici, acum pe mață.